De ce sunt aceste exerciții atât de importante? Sunt foarte importante deoarece primul an de viață clădește copilul ca viitor adult. De la primul plâns, primul strigăt, până în momentul în care merge independent, noi achiziționăm toate etapele. Ulterior, nu facem altceva decât să maturizăm ceea ce am învățat în primul an de viață. Avem anumite abilități care trebuie atinse la vârsta de 3 luni, la 4 luni jumate. Acum, copiii au o formă de învățare și de dezvoltare care e un pic variabilă. Adică poate să o facă într-o perioadă de timp, dar totuși trebuie să o facă, încât să nu avem un decalaj foarte mare între vârsta lui cronologică și vârsta motorie. Adică cum mă arată el că se dezvoltă din punct de vedere motor. Dacă el nu reușește să-și mențină suficient capul ridicat, o să încercăm să-l poziționăm pe burtică, să ne așezăm în fața lui, să luăm o jucărie încât să-l stimulăm ca el să-și mențină din ce în ce căpuțul mai mult pentru perioade de timp. Dacă avem copilaș atunci când stăm pe spate, încercăm la fel să ne folosim de lucruri simple, de o jucărie încât să-i captăm interesul. Să încercăm să ducem în jucăria către mânuțe sau să-l stimulăm tactil încât acesta să deschidă mâna și să aibă interes. Părinții uneori zic de aia, până are nevoie copilul să treacă prin nu știu ce abilitate. Noi când face copilul o anumită mișcare, cum e rostogolirea? Nu înseamnă doar că se rostogolește. Din fiecare etapă noi învățăm câte ceva sau ne dezvoltăm o anumită parte. Aici se vede diferența între stânga și dreapta, ca și abilități în pivotare de a se folosi de braț. Asta e reflexul de apărare care îl dobândește copilul în jurul vârstei de 7-8 luni și ne rămâne pentru toată viața. Adică atunci când e nevoie să... sau când e să cădem, prima dată când e să punem mâinile, da? E un reflex care se dobândește la vârsta asta și îl avem pe tot restul vieții. Sau... La naștere amândoi au dezvoltat torticolis și atunci am trebuit să facem kinetoterapie cu amândoi. Facem deja de vreo 4 lunițe. Da, cam așa. De vreo 4 luni kinetoterapie. Slavă Domnului, au scăpat de torticolis. Acum facem cu ei kinetoterapie pentru a dezvolta funcțiile motorii. Pentru a se putea ridica în piciorușe, pentru a putea merge de-a bușele, pentru a se dezvolta frumos. Cât de des veniți la medic? De 2 ori pe săptămână. Faceți și acasă exerciții? Da, da. Pentru părinți, în primul rând, dorim să-i sfătuim că atunci când văd că ceva nu este în regulă cu copiii lor, să întrebe un specialist, să meargă la un medic, să întrebe să vorbească cu persoana care a fost alături de copiii lor încă de la naștere și vorbim aici de medicul pediatru sau chiar medicul neonatolog, și să folosească sălile de terapie pentru dezvoltare motorie corectă a copiilor. Pentru că dacă cel mic este văzut profilactic de un kinetoterapeut, el poate să se dezvolte și are șanse foarte multe de a se dezvolta sănătos și mai departe în viață.